Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Noi venim cu un alt concept. Noi vrem ca oamenii să înțeleagă că există și lucruri bune care se întâmplă în România. Dintre toate știrile zilei, noi ți le oferim pe cele mai bune. Dintre toți invitații din lumea asta, noi vrem să vină oamenii aceia care cred în valoare, care promovează adevăratele valori. Emisiunea Știrea Cea Bună este o emisiune de suflet. Este o emisiune în care vezi partea plină a paharului. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Știrea Cea Bună. În această seară suntem în direct și sunt foarte bucuros să vă revăd. Avem câteva știri foarte bune și un invitat surpriză, un invitat deosebit, o să vi-l prezint la momentul potrivit. Un parc de distracții, standuri special amenajate cu delicii culinare, activități recreative și momente pentru întreaga familie sunt programate la Family Fest. De miercuri până duminică, în parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle. Potrivit organizatorilor din oferta Family Fest, nu vor lipsi surprizele culinare pentru toate vârstele. Turtă dulce, bubble waffle, gogoși, clătite, vată pe băț, precum și preparate la grătar alături de băuturi din struguri, prune, caise, piersici, vișine și pere. În cadrul evenimentului va fi organizat și un târg cu produse tradiționale, în cadrul căruia producătorii vor prezenta o gamă variată de preparate și produse organice și eco, tradiționale și naturale. De la mușculeți și brânzeturi, pastramă și cârnați, dulciuri, prăjituri de casă, plăcinte, cozonaci, până la dulcețuri și produse apicole, băuturi tradiționale și vinuri autohtone. Toate preparatele conțin ingrediente 100% naturale, se precizează într-un comunicat transmis Ager Press. Mie mi se pare foarte interesant Family Fest, cred că este un fel de reacție la alt fest, știți dumneavoastră la care, dar e interesant că trebuie să fie și sărbătoarea familiei, nu numai a altora, da? Într-o altă ordine de idei, o știre, nu știu cum să o catalogez eu, bună prin prisma faptului că s-a luat o măsură, nu neapărat că știrea în sine este bună. Un fost preot din dioceza catolică din Osnabrück, în nord-vestul Germaniei, a fost exclus din cler pentru abuzuri asupra minorilor, informează Mats de Piei. Papa Francisc a fost cel care a luat decizia cu privire la preotul în vârstă de 88 de ani, a anunțat dioceza. E vorba de un preot de parohie care a slujit din 1976 până în 1997 și a fost acuzat în 2018 după ce mai multe victime au relatat despre abuzurile sale. Procuratura a fost sesizată, însă infracțiunile respective se prescriseseră. Odată cu excluderea din cler, fostul preot își pierde dreptul la pensie. Situația sa va fi examinată de dioceză și de asigurările sociale germane. El nu va mai putea îndeplini niciun fel de datorii eclesiastice, inclusiv oficierea de liturghii. Omul a terminat în 1997, imaginați-vă, și abia în 2018 a fost acuzat, iar în 2022 scos din cler. Către momentul în care chiar ai crezut că ai scăpat, frățioare, s-a întâmplat să nu fi scăpat. Că pe pământul ăsta se mai întâmplă și lucruri după faptă și răsplată, adică nu toate se mușamalizează, ceea ce ar trebui să ne dea de gândit. Urmează rubrica Smile Moment. Invitatul din această seară mi-a trimis imaginea asta, mi-a plăcut și am zis să o arăt și pentru dumneavoastră. Cererile online se completează cu pix albastru. Dacă ar fi chiar așa, ar fi o mulțime de ecrane zgâriate, dar unii oameni nu știu ce înseamnă cereri online. Cereri online înseamnă cererile de pe internet. Nu se pot completa cu pix albastru pe internet. Eventual, se printează și se completează cu pix albastru. Dar e foarte interesant. În această seară avem o știre foarte bună, că împreună cu noi se află în direct producătorul emisiunii Știrea Cea Bună, Adrian Stoica. Bună seara, Adrian, bine ai venit! Bună seara, Cornel, mulțumesc pentru invitație! Și nu ești doar producătorul emisiunii Știrea Cea Bună? Nu, ești un fel de POD, producător of the day, adică un fel de, da,
Am mai multe producții, multe emisiuni. La care ești acolo tăticul lor, în spatele lor, ne ajuți în fiecare seară, ne spui ce să zicem, ce să nu zicem, ne oferi titluri ca sugestii, ne ajuți cu imagini, cu bunul mers al emisiunii. Uite, vreau să-ți mulțumesc public în seara asta pentru tot ce faci pentru Știrea Cea Bună. Cu mare drag și mă bucur că uite, ești primul om pe care îl văd satisfăcut într-adevăr pentru chestia asta. Da, sunt foarte bucuros că ești producătorul meu. Doamnelor și domnilor, urmează câteva zile cu colegii. Săptămâna viitoare vom avea cunoștință cu alți doi colegi, o să vă spunem la momentul potrivit. Dar Adrian, pentru sufletul meu, este ceva deosebit pentru că cineva deosebit pentru că are creativitate, are substanță, poate să pună osul la treabă atunci când e depus osul la treabă, fără să spună un cuvânt de nemulțumire. Îți mulțumesc, Adrian. Mulțumesc și eu încă o dată. Adrian, ca să te cunoaște un pic mai bine, dincolo de pozele pe care îți place ție să ți le faci tot timpul amintind că ești cu barbă, am sesizat lucrul ăsta. Dincolo de barbă asta, ce se ascunde? Un suflet așa de copil, am impresia. Să începem prin a spune că nu întotdeauna am avut barbă. Barba o am de puțin timp. O am din pandemie. Îmi doream de mult să-mi las barbă, dar niciodată n-am avut răbdare. Nu-mi plăcea perioada intermediară dintre fără barbă și cu barbă. Și am profitat de perioada în care am stat închiși în casă și atunci mi-am lăsat și barba. Foarte interesant că eu dacă mi-am las barbă, barba mea este albă. Și părul nu este așa de alb, la tine e un pic părul mai alb și barba neagră. Nu e chiar toată, că dacă stăm să ne uităm pe aici, este albă. Am înțeles. În spatele bărbii e Adrian. Adrian care, da, pot spune că are și un... încă mai are suflet de copil. Adrian. Câteodată. Sunt situații și situații, nu întotdeauna. Nu? Dar și-a păstrat acolo în... E acolo undeva, spun și Adriana la mic. Avem un off cu tine când erai mic, doamnelor și domnilor, o să îi rog pe colegii mei să îl pună și să te întreb în timp ce ne uităm la acest off. Am fost șocat astăzi să te văd, iată, doamnelor și domnilor, o minunăție de copil. Am văzut o poză în care era un televizor din ăla de pe vremurile noastre. Da. Da. Aici aveam un an, erau primii pași pe care i-am făcut. Aveai suzetă. Uite televizorul. Da. Acolo ce era? Olimp? Ce era? Nu Sirius? Nu știu ce era. Da, eram acasă la bunica mea acolo. Da, aici era mai mare, erai deja puternic. Aici aveam, da. Opa. Aici sunt cu părinții mei. În stânga mea sunt părinții, așa. În dreapta imaginii, da, sunt părinții și în spate erau bunicii mei, părinții mamei mele. Ce frumos, frumos. Așa că, doamnelor și domnilor, aici poze, sunt cu mama. Poze din comunism, da? Da. Perioada comunistă ai copilărit și tu? Da. Am prins, practic, toată perioada, adică toată copilăria mea până la 18 ani, până aproape de 18 ani, nu, până la 18 ani. Deci ai 15 ani. Vie în minte toată această perioadă? Da. Cum ai copilărit? Cum a fost? Ce ți-aduce aminte? Mi-aduc aminte mulțime de lucruri. Până la 7 ani am fost crescut de bunici. Eu m-am născut în București, bunicii mei și din partea mamei și din partea tatălui meu, tot din București. Practic nu am avut parte de copilărie la țară și de bucuria aceea. Am copilărit la bloc. Ca să la bloc. Așa. Da. Până la 7 ani am fost crescut de bunica din partea mamei. Iar începând cu clasa a doua, cu 8 ani, am copilărit cu... acasă la părinții mei. În sensul că părinții erau la muncă și tu trebuia să stai cu cineva ca să aibă cineva grijă de tine. Exact. Și ne vedeam în weekend. În weekend mă luau acasă. Da.
Bănuiesc și ai acceptat toată situația fără probleme? Așa ai știut? Eram mic, cu bunii și mă iubeau. Da, a fost ok. Însă în momentul când am crescut, că de-aia spun că doar clasa 1 am făcut-o când încă stăteam la bunii și după aceea, mărindu-mă, practic, am putut să... Na, puteam să stau și... Cum era București acelor zile, Adrian? Ce ți-aduce aminte? Aveai lipsuri, aveai tot ce aveai nevoie? Presupun că dacă părinții tăi munceau, câștigau niște bani și totul era ok. Da, uite, acum privind retrospectiv, aș putea spune că da, erau multe lipsuri, însă în același timp nu pot spune că am avut o copilărie în care mi-a lipsit ceva. Nu. Am avut o copilărie în care am avut, ca să zic așa, de toate. Poate am fost un pic și privilegiat prin prisma faptului că, știi că în perioada comunistă nu prea se pleca în străinătate. Cu toate astea, tatăl meu avea ieșiri destul de des în străinătate și mai venea cu diverse chestii și de aia zic, nu prea mi-a... Era foarte important să vină cineva cu chestii și să... Și ce... Le arăți și colegilor măcar un pix pe care sau erau gumele alea de șters, da, chinezei sau pendare sau pa, era o adevărată nebunie. Plus că știi cum era, toată lumea cunoștea pe cineva care putea să-i facă rost de ceva. De ceva. Eu pot să-ți fac ție rost de asta, tu poți să-mi faci mie rost de asta. Era un troc din ăsta veritabil, nimeni n-avea nimic, dar toți cunoșteam pe cineva care cunoștea exact. Pe cineva eventual care... Fie că era vorba de o băutură carbogazoasă, fie că era vorba de portocale, de carne, de salam de Sibiu sau de orice altceva. Doamne, ții minte că era o nebunie în vremea aceea, la absolut orice capitol, deci orice capitol, trebuia să faci jos de ceva... Tenis chinezești. Erau niște tenis albi, dacă tot ce aminte, cu talpul și verde. Erau două culori. Și bleomarin. Bleomarin. Da, erau. Nu mi-aduc aminte variante. Pe aia bleomarin, deci tenis alb cu talpă verde, chinezești. Uh-huh. Fugeai de trei ori, ți se mai desprindea talpa aia, îți făcea. Și, dom'le, dacă nu prea nimereai așa să te duci și să cumperi, nu trebuia să ai pe cineva care să... Asta spun, cineva care lucra undeva, care... Da. Da. Și ai crescut în mediul ăsta, bucureștean? Am crescut bucureștean, am crescut cu niște părinți tineri. Le mulțumesc pe această cale pentru modul în care m-au crescut. Pentru că înainte de a-mi fi părinți, mi-au fost prieteni. Câți ani avea mama ta când te-a născut? 23. Și mama și tata erau. Mama 19, când m-a născut pe mine. Da. Deci tot da. Suntem acolo. Ai fost de crețel sau ai fost venit cu multă intenție bună? Venit cu multă intenție bună. Nu știu dacă dragii noștri privitori știu momentele acestea. La un moment dat, tovarășul Nicolae Ceaușescu dăduse ordin ca să fie cât mai mulți copii. Exact. Și nu știam dacă eu am apărut așa sau am apărut că chiar s-a vrut nașterea mea. Și până la urmă a venit sora mea și m-au felicitat la școală. Sora mea mai mică decât mine cu 9 ani. M-au felicitat la școală și pentru părinții care au ascultat tovarășul Nicolae, nu avea nicio legătură cu tovarășul Nicolae, dar au venit pur și simplu. Da, erau vremuri foarte, foarte interesante. Da, asta spun. Deci m-am născut pentru că am fost dorit. Au fost în primul rând prieteni cu mine, am putut să discut orice cu ei și cu mama și cu tata. Așa că am trăit într-o familie foarte veselă, într-o familie care știa efectiv chiar și pe vremea aceea să își trăiască viața. Ce slujbe aveau? Lucrau la, nu știu dacă, nu cred că mai există acum, unde se, ca să nu spunem nume, unde se făceau televizoarele color. Foarte interesant. Da. Și, ce să zic, până la 18 ani, Cam asta a fost mediul în care am trăit. De ce spun până la 18 ani? O să povestim da, de da. Momentul de 18 ani, dar vreau să mai întreb ceva în perioada asta.
În spatele blocului cu copiii, la bătut mingea sau nu cum în spatele blocului, în fața blocului. În fața blocului, în fața blocului cu copiii. Eu am copilărit lângă Institutul Politehnic. De-aia spun că un alt noroc a fost că aveam la dispoziție tot parcul Politehnicii. Și ne jucam. Știu că unul din jocurile așa mai care cumva nu aveam voie, că dacă aflau părinții se supărau, ne certau, intram, ne cumpăraseră părinții lanterne și intram prin canal și intram pe o parte și ieșeam pe cealaltă parte, prin toată Politehnica, pe sub pământ mergeam, spuneam că plecăm în expediție. Și azi așa, mâine așa, în Politehnică existau pasnici și, mă rog, pasnicii nu erau de acord cu așa ceva și știu că odată ne-a pus capacul, că știa unde trebuia să ieșim, ne-a pus capacul și ridica capacul și ne lăsa să ieșim pe câte unul, dar nu înainte de a ne altoi bine peste picioare. Da. Da, foarte interesant. Erau și filmele alea cu Racheta Albă și cu Cireșari și expediții. Toți aveam în cap expediții și vai, expediții, inclusiv în perioada în care se oprea curentul, că știi bine că se oprea curentul. Lanterna era sfântă. Găsisem un joc, ieșeam pe palierul scării, ne strângeam cu toții la câte un etaj, așa că era 7, că era 5. Și unul stătea în capul scării cu lanterna, spuneam că este far, iar ceilalți trebuiau să urce pe scară ușor, pe sub lumină, ca și cum ar evada. Să nu-i prindă. Eram inventiv. Foarte interesante chestiile astea. Iar la toate astea se adaugă și jocurile pe care le știm cu toții. Lapte gros ai jucat? Am jucat lapte gros, frunza. E îngrozitor în joc. Rațele și vânătorii. E lapte gros, deci sărea câte un gras pe noi, ne făcea coloana. Nu cu asta am avut problema. Am avut problemă cu un alt joc. Eu nu prea la hoții și vardiștii. Era mai cumințel așa și nu mă aruncam pe jos. Nu, aveam grijă la haine. Și la un moment dat m-am hotărât, ok, bun, hai, sunt și eu marunc. Și m-am aruncat, dar neștiind cum să mă arunc pe jos. Și m-am aruncat cu genunchiul într-un arc de mașină. Oh, și a intrat cumva arcul în genunchi, n-am putut să-l scot, nu mergea liftul cu mine și am urcat urlând până la etajul 7 pe scări cu arcul în picior. Da, urlând și disperat. Mama! De ce am pățit? Vai. Da. Aveam și o problemă, eram foarte sfios. Și colegii, copiii jucau un joc cioc-cioc. Nu știu pe asta. Nu știi cioc-cioc? Nu. Și care era treaba? Era un tip care era dracu. Și făcea cioc-cioc și el zicea, cine dracu e la bloc? Și ăsta dracu. Și ce dorește? O floare. Și pe nume care? Și noi trebuia să spunem nume de flori. Și dacă nimerea o floare din aia, ăla trebuia să fugă și dacă îl prindea, era lui. Și eu nu puteam să zic cuvântul ăsta dracu, că mi se părea că este foarte rușinos. Și când trebuia să fiu eu, zicea să zic altfel, să fiu altfel, nu să nu fiu chiar ăla negru, că nu mi se părea corect să spun cuvintele astea. Și era o sfioșenie așa pe care o aveam noi în calitate de copii, pe care copiii au în general și astăzi, dar au fost vremuri irepetabile din perspectiva mea. Examenul în clasa 8-a a fost greu? Examenul în clasa 8-a n-a fost greu. Te referi la momentul când am trecut la liceu? Liceu. La liceu e o poveste, e o altă poveste. Nu, n-a fost greu, dar tatăl meu a considerat că încă sunt mic și că nu pot să iau hotărâri. Motiv pentru care ne-am hotărât asupra liceului de comun acord, la ce liceu voi da, însă nu ne-am înțeles asupra secțiilor, că pe atunci era cu matematică fizică, limbi străine, filologie, istorie. Eu cumva am vrut să fac limbi străine, tatăl meu mi-a spus că nu, că un bărbat adevărat nu face limbi străine, face matematică fizică.
Și ai și a trebuit să fac matematică fizică. Am făcut matematică fizică cu specializare în informatică la Matei Basarab. Și un liceu prestigios, de altfel, în București. Un liceu prestigios în București. Un liceu unde cumva am putut să-mi satisfac și nebuniile mele, în sensul că încă din clasa 10-a am devenit cel care organiza spectacolele, serbările și aveam momente artistice. Deci atunci erai în spatele evenimentelor. Da, mi-a plăcut din totdeauna chestia asta, plus că în paralel cu liceul, în paralel cu clasele a 9-a și a 10-a, am făcut și școala de artă la secția actorie. Pentru că urma ca după liceu să dau la teatru. Vreau să mă fac actor. Iată ce surprize, doamnelor și domnilor. Așa, când îl vezi în regie, nu ascunde așa multe secrete, dar în seara asta aflăm foarte multe. Adrian, ai avut un moment special la 18 ani. Da. Când ai avut de ales între două lucruri. Povestește-ne, te rog, momentul acesta, dacă poți. Fă o dezvăluire de sine. Da. Și spune-ne cum a evoluat viața ta de atunci. Înainte de 18 ani, undeva la, aveam 17 ani, 17 ani și ceva, părinții mei au decis să divorțeze, să se separe. Nu a fost neapărat un șoc, nu am suferit, nu am privit lucrul ăsta ca pe ceva grav. Din contră, având în vedere că tot timpul discutaseră cu mine și eram prieteni, știam foarte bine ce se întâmplă, eram deschiși, am știut ce urma să se întâmple, ne-am împăcat cu toții cu ideea. Cumva ei au vrut ca lucrul ăsta să se întâmple în momentul în care eu împlinesc 18 ani, ca să nu fiu nevoit să fiu chemat la tribunal, să aleg, să... Și până aici totul bine și frumos. Însă se apropia ziua mea, se apropia majoratul, toți prietenii, știi cum era pe vremea noastră, să-ți faci majoratul, nu știai unde să-l faci. Însă... Pe tine nu te bucura prea mult perspectiva asta a apariției majoratului. Nu. Pe de altă parte, părinții fiecare erau ocupați cu treburile lor, mai ales că se apropia și divorțul. Motiv pentru care m-am trezit la 18 ani singur în casă, cu absolut tot ce-mi trebuia, cu bani primiți și de la mama și de la tata, și deci puteam satisface practic orice fel de dorință, dar singur. Așa am petrecut eu majorat, singur. N-ai mai făcut... N-am mai făcut petrecere. Și atunci am stat și a fost un moment așa de... care m-am gândit, bun, am tot ce-mi trebuie, nu-mi lipsește absolut nimic. Material vorbind și... Na, sunt sănătos. Dar eu asta vreau? Ce vreau eu în momentul ăsta? Prefer varianta asta sau prefer varianta în care vreau să fiu fericit, vreau să fiu înconjurat de prieteni, chiar dacă nu pot neapărat să-mi satisfac toate nebuniile materiale, ca să zic așa. Pe moment n-am știut să-mi răspund. Acțiunile mele ulterioare mi-au dovedit cumva că chiar dacă nu mi-am răspuns, în sinea mea luasem o hotărâre și hotărârea pusese să aleg varianta pragmatică în care, da, sunt ok și bani. Ăsta a fost motivul pentru care m-am angajat deja de la... să ajungem cu facultatea și cu... Ai mai dat la facultate? Am dat la facultate, am dat la teatru, însă am dat la stat, la... Am ajuns la ultimul examen. Acolo fiecare examen pe vremea aceea era eliminatoriu. Și știi că și locurile erau foarte puține.
N-am avut niciun fel de pregătire, nu m-am pregătit cu nimeni înainte, motiv pentru care faptul că am ajuns până în ultima fază deja era pentru mine o fericire și o realizare. Dar nu am intrat la stat, pentru că în anul acela fetele au fost mai bune decât băieții și s-au mai luat din locurile de la băieți pentru a se suplimenta la fete. Când spun de locuri, pentru cei care nu știu, vorbim de la modul de 4 locuri sau 6 locuri, adică cam astea. Mai ții minte cine era în comisie? Pe cine ai întâlnit dintre mari? Nu, știu însă cine a luat în locul meu, cine a fost, care fata a fost introdusă în locul meu, pentru că cumva astăzi o știm cu toții. Cum se numește? Rona Hartner. Rona Hartner. Deci am fost în aceeași generație cu, sau mă rog, am dat amândoi în același timp examen la... Și ce ai făcut după aceea? M-am dus la o facultate de, tot la teatru, la particular. Deci n-ai renunțat? N-am renunțat. N-am renunțat, una, pentru că nu vreau să renunț la ideea de a face teatru. Doi, nu vreau să plec în armată. Și era obligatoriu. Și era obligatoriu. Am avut surpriza ca la facultatea, universitatea privată să fie comisia formată din aceiași oameni care erau și la stat, adică care cumva nici n-au știut. Nu știau toți de chestia asta cu suplimentarea și erau foarte mirați că ce mai caut, că nu ai fost acolo, ce mai caut și aici. Adică, și da, am intrat la privat, însă nu am dus-o până la capăt la momentul acela. Am făcut doar 2 ani și jumătate. De ce? N-ai mai vrut? Nu a fost că n-am mai vrut, a fost un cumul de situații. În paralel cu facultatea, am avut primul meu job, am angajat, cumva mă duceam și la serviciu, mergeam și la facultate. Jobul era suficient cât să-mi acopere, să mă pot întreține singur, dar nu puteam plăti și facultatea. Facultatea mi-o plăteau părinții, care la un moment dat au zis, ok, nici noi nu mai avem, stop. De ce spun că jobul mi-ajungea să-mi plătesc, să mă întrețin? Pentru că de la 18 ani, în urma divorțului părinților mei, cumva... A rămas pe cont propriu. Da, dar s-au asigurat ca eu să am o casă. Deci, practic, mi-au luat o casă în care, de la 18 ani, eu locuiesc, sunt pe cont propriu. Pe cont propriu. Și cumva văzusem eu că este ok să ai un job și să ai salariul tău și că nu mai trebuie să mai ceri nimănui și că nu mai întrebi pe nimeni dacă pot să mă duc acolo sau pot să fac asta, că e ok să fac asta. Și am zis, bun, lasă că am timp mai târziu să fac și facultatea, acum hai să vedem ce fac aici. Primul meu job a fost, probabil că nici asta nu știi și o să te amuze poate, sau o să te mire, la Arhiepiscopia Bucureștilor, la oficiul juridic. Și după jobul de acolo a urmat o serie de alte și alte joburi. N-ai vrut să dai la teologie? Nu simțeam. Nu. Ca așa, într-un film, te-aș pune un preot după față, așa, adică ai alură de duhovnic. Și de calm, și de daruri. Da, dar nu mă simt eu suficient de vrednic de chestia asta. Nimeni nu e vrednic, credeam. Și apoi a urmat o serie de joburi, din ce în ce mai bune și din ce în ce mai... Cu bani. Mai cu bani. Deci cumva scopul meu din momentul respectiv a fost atins. Între timp a venit și momentul să reîncep o facultate și am ales jurnalism, filozofie jurnalism. N-ai vrut să continui? Nu. Și o să spun de ce n-am vrut să continui, pentru că mi-am dat seama că îmi place, dar îmi place la nivelul de hobby,
N-ai vrea să faci toată viața asta? Nu mi-ar plăcea să fac toată viața asta. Cu toate că, în perioada în care am făcut școala de artă, am participat la diverse concursuri și chiar am obținut niște diplome și niște locuri foarte bune la festivalurile respective de teatru. Adică, cumva, mi-a fost certificat faptul că poate aș fi avut succes dacă aș fi continuat pe linia asta, dar nu. Am zis că mai bine încerc altceva. Însă, acest altceva ce-a însemnat? Am însemnat că din job în job, la un moment dat, am ajuns la o companie foarte mare, multinațională, un cunoscut brand de produse electronice, unde am început ca simplu vânzător în magazinul respectiv, însă ușor, ușor am evoluat și am ajuns până la poziția de director de vânzări. Și ultimii ani am fost director de vânzări. Te satisfăcea această slujbă? Financiar, da. Ca orgoliu, da. Dar atât. Nu mă satisfăcea din punctul de vedere al... Nu mă simțeam împlinit. Nu mă simțeam că fac ceea ce îmi place. Cred și vreau să cred că făceam bine ceea ce fac, ce făceam, pentru că întotdeauna am avut, m-am ghidat după ideea asta, îți place, nu-ți place, atâta timp cât ești în locul respectiv, dă tot ce ai, tot ce ai, pentru că așa este corect și ești acolo, aia e alegerea ta. Și iată că așa au trecut aproape 14 ani. Am stat în acea companie. Cumva împlinisem, eram undeva la 39 de ani. Când am zis, ok, gata. Pur și simplu. Pur și simplu. Eram într-o etapă a vieții mele destul de tulbure. Tulbure pe toate planurile. Existau multe insatisfacții personale. Deci se terminase o relație, la job se schimbase cumva conducerea, nu mai erau aceleași... Plus că mie nu-mi plăcea ceea ce făceam și atunci am zis, băi, ce se poate întâmpla? Hai să vedem ce se poate întâmpla. Și am zis, gata, eu nu mai vreau să fac vânzări. Mi-am dat demisia într-o zi. Fără să ai nicio plasă de siguranță. Fără plasă de siguranță, ba mai mult de atât, cu un credit foarte mare pe care l-am făcut înainte să-mi dau demisia. Adică, conștient fiind că e posibil să nu am cum să plătesc acel credit. Și iată că mi-am dat demisia, m-am trezit în postura omului care e singur, e fără job, e banii, facturile curgeau, ratele curgeau, cumva banii care erau puși deoparte se terminau și da, nu vedeam... Ce ți-a determinat să iei această hotărâre? Pentru că aici este cheia emisiunii noastre, doamnelor și domnilor. Iată, Adrian cu o mulțime de posibilități, director de vânzări, 14 ani în aceeași firmă, cu multe posibilități de a avea un echilibru, la 40 de ani, să zici, m-am săturat. Da. Cornel, știi cum e să te trezești dimineața și să spui, Paolo, iar trebuie să mă duc acolo? Să se termine weekendul și să-ți fie groază că vine luni? Să fii plecat în concediu și să stai numai pe telefoane și pe laptop și cu grafice și asta n-ar fi nicio problemă în condițiile în care lucrul ăla ți-ar face plăcere. Mie nu-mi făcea. Efectiv am zis că nu mai pot. Și am zis că merit ca măcar acum, la 39 de ani, 40 de ani, să încerc măcar să fac ceea ce îmi place. Ceea ce îmi plăcea însemna televiziune. Nu știam cum să intru,
că eram foarte, eu sunt destul de pragmatic așa și mi-am zis, ok, bun, mă duc eu cu CV-ul meu la televiziuni. Pe cine mă angajează? Nimeni. Aveam experiență zero în domeniul... Avea facultate de jurnalism. Da, dar ca experiență eram, nu lucrasem niciodată într-o televiziune. Și gândeam, zic, ok, bun, deci asta nu o să pot să fac. N-am crezut că voi face vreodată televiziune, că voi putea să pătrund în televiziune. Și cumva, știi, am zis, hai să vedem ce se poate întâmpla. Și în momentul ăla am încercat să nu mai dețin eu control. Ce ai făcut? N-am mai făcut nimic. Am zis, ok, înseamnă că există un plan, că cineva, hai să vedem ce ai, se întâmplă. Ai simțit așa ceva în suflet? Am simțit, da, că e momentul în care să... trebuie să încerc să las lucrurile să se întâmple. Oricum nu mai aveam altă variantă. Oricum eu nu mai știam ce pot să fac. Puteam să mă angajez, da, pentru că găsisem variante de a mă angaja, dar tot în vânzări. Și atunci ce făceam? Adică... Și uite că s-a întâmplat ceea ce nu credeam se întâmple. La un moment dat mi-au picat ochii pe un anunț din, pe internet, în care spunea dacă îți dorești un job part-time în domeniul televiziunii. De obicei ignor genul ăsta de anunțuri, atunci nu l-am ignorat. Am sunat la numărul respectiv de telefon. Am aflat că este vorba de nici de cum de un job în domeniul televiziunii, ci de a fi concurent într-o emisiune de la o anumită televiziune. Și m-au chemat la o discuție și la un casting. Am fost la discuția respectivă, numai că discuția respectivă nu s-a rezumat la a fi o discuție, ci cumva m-au, chiar din prima zi, am intrat în direct în emisiunea respectivă. Se pare că a fost rating pe momentul meu, motiv pentru care mi-au propus să devin participant permanent în emisiunea respectivă. Asta să mă gândesc, am zis că iată că mi se oferă o oportunitate să intru în televiziune, nu pe ușa din față, ci o altă variantă, și că undeva din interior îmi va fi mult mai ușor să pot să văd și să eventual să-mi găsesc un job sau să rămân acolo. Am fost concurent, participant în emisiunea respectivă timp de 4 luni de zile, timp în care am văzut cu ce se mănâncă, am văzut ce trebuie făcut, am început să vorbesc cu producătorii emisiunii și să le spun părerile mele, să le dau idei, să... chestii care le-a plăcut foarte mult, iar la un moment dat am întrebat dacă există posibilitatea ca să rămân în cadrul echipei. Iarăși, o întâmplare, dacă e întâmplare, a fost că aveau nevoie fix în momentul acela de cineva. Eu nu știam de chestia asta. Și zis, da, uite, asta trebuie să faci, așa, 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 ăștia-s bani. Bani suficienți? Nu. Nu. Nu se comparau. Dar ce mai contează? Dar nu mai contau, pentru că făceam, era exact ce îmi plăcea. Și poziția pe care intram eu în momentul respectiv nu era una de top sau una foarte importantă, dar era una care îmi plăcea. Era una care mi solicita creativitatea. Mă întâlneam tot timpul cu, în fiecare zi, cu oameni noi, discutam cu oameni. Mă duceam cu plăcere la serviciu, nu simțeam că sunt la serviciu. Nu am stat mult cu salariul acela, pentru că cumva am crescut. Am devenit producător de conținut pentru emisiunea la care înainte fusesem participant. Și de aici a început parcursul meu în televiziune. Deci să înțelegem bine. Adrian, la 40 de ani, renunță la un job, doamnelor și domnilor, cu bani mulți, cu
curate ca să facă nimic. E un curaj nebun chestia asta. Și la un moment dat să-ți urmezi visul de a intra în televiziune. Nu știu, eu la momentul respectiv nu am numit-o curaj. Eu am zis că e inconștiență, mai curând decât curaj. Părinții mei, îți dai seama că... Paolo, ce faci? Nu e sănătos. Caută, găsește, angajează-te. Păi nu vezi că nu găsesc decât în vânzări. Du-te în vânzări, nicio problemă. Am înțeles. Și... așa a fost. De la televiziunea respectivă, la un moment dat s-a terminat perioada cu emisiunea. Emisiunea, din anumite motive, a fost scoasă din grilă. După ceea ce se întâmplă la multe televiziuni. Da. Era deja pe piață de 4 ani, 5 ani. Și pașii m-au purtat la o altă televiziune, unde am colaborat la alte emisiuni, am văzut cum e și acolo. De la televiziunea respectivă m-am reîntors la prima televiziune, pentru că în final să ajung aici. La 7TV, un nou moment în viața ta. Da. De câți ani? Aproape 3 ani. Hai să vedem niște imagini cu A7TV în viața lui Adrian. Iată un video aici puternic. Da? Aici în regie. Sau la emisiune. La emisiune la Fresh Access. Da. Aici e poza făcută în platou, dar făcută de fostul nostru coleg. Cred că te-ai supărat atunci pe cineva. Împreună cu Anca Mazilu de la o altă televiziune. A fost și la noi. A fost și la noi, da. Aici la machiaj. Înțeles. Cu colegul Iosif, cred că e, nu e Beni. Nu putem să facem distinția aceasta foarte exactă, doamnelor și domnilor, dar asta este. Cu Alina. Ne învățăm, Alina și Flori. Da. Flori cu mască. Flori Stoian și Edi. Și Edi, da. Așa, mulțumim că ați dat jos grafica. Sau cu Flori Stoian? Da. Ești producător și la emisiunea? Da. Flori Stoian. Și la zi și la business, la superlativ. Da. Ce înseamnă pentru tine, Adrian, implicarea la 7TV? Ai foarte multe în acțiune. Deci ai... alături de tine faci? Hai să luăm așa, de la ora 16, Fresh Access. Alături de tine. La zi. Știrea cea bună, business la superlativ, Dr. Duță. Așa, vreo 6. În momentul când am venit la A7, am ajuns dintr-o întâmplare la A7. Nu știu dacă... Nimic nu e întâmplător, așa? Nimic nu e întâmplător, știu, pentru... La momentul respectiv, așa am crezut, că am ajuns dintr-o întâmplare. Și nici de cum nu am venit ca să fiu producător sau să mă ocup de vreo producție, ci am venit pentru site. Pentru site și pentru social media. Să mă ocup de postările pe Facebook, pe YouTube. De altfel, scrii și astăzi foarte multe articole și îți mulțumim. În ultima perioadă n-am prea mai scris, dar eu le postez, eu le aranjez și așa mai departe. Și o perioadă am făcut chestia asta, însă la un moment dat am zis, băi, aș putea să fac oare ceva mai mult, pentru că deja începusem să mă obișnuiesc. Îmi plăcea aici, deși recunosc că la început am fost un pic temător, da. E normal să fie așa, mereu când ajungi într-un loc nou, stai așa un pic retras până vezi ce și cum. Însă apoi mi-a plăcut, zic eu că m-am integrat destul de rapid și am zis, ok, ce pot face mai mult? Spre exemplu, la emisiunea Știrea cea bună, ce-ți place cel mai mult?
Se uită și ceilalți colegi. Hai să vorbim de toate emisiunile. Nu. Cei ascultători să te invite. Dacă vor să vadă ce părere ai despre emisiunea lor, să te invite în direct. Deci eu cred că ești deschis pentru treaba asta. Da? Da. Îmi place relația pe care o avem în ultimul timp. Și o să spun de ce zic în ultimul timp, pentru că la început m-am simțit foarte intimidat de tine. Pe bune? Da. Intimidat de mine? Da. Mamă, doamne și domnule, sunt ca în rău așa la început. Adică au fost momente când, mă gândeam, momentul când mi s-a propus să fiu producător la tine, am zis, ok, dar cum să-i spun eu lui Cornel, fă cu tare lucru sau fă cu tare lucru? Adică mi se părea așa, wow. Da, Cornel face ce dezvăluiri, da, nu știu, e realizator de atâta timp, este profesor, adică cum să-i spun eu? E fors că poți să-mi spui. Nu sunt. Și după aia am început să ne cunoaștem mai bine și mi-am dat seama că nu știu de rău după cum par. Că nu ești atât de rău pe cât par, da? Și că ești un tip extraordinar și super deschis și cu un suflet foarte mare. Îți mulțumesc foarte și mult, Adrian. Și ce este cel mai important, ești extraordinar de modest. Și nu m-ai făcut să mă simt niciodată aiurea în momentul când ți-am spus ceva, chiar dacă poate uneori nu eram de aceeași părere, dar niciodată nu m-ai făcut să... N-ai avut aerul ăla de superioritate să spui nu. Facem așa ca așa vreau eu sau ca așa zic eu sau ca... Nu. Îți mulțumesc, Adrian. Uite, m-am dau lacrimile aici. Chiar îmi doresc să învăț că nimeni nu știe pe toate și noi avem foarte mult de crescut. Suntem în post mic față de alte televiziuni, încă gâfâim pe lângă ele și mai multe minți întotdeauna sunt mai importante decât o singură minte, indiferent cât de briliant ar fi mintea respectivă. Exact, și niciunul din noi nu le știe pe toate. Și fiecare avem oportunitatea asta de a învăța unul de la celălalt. Să zic și eu acum trei cuvinte înainte de final. Doamne și domnilor, Adrian, pentru mine special, este un factor de echilibru, de confort. Când am pe Adrian în spate, știu că el știe exact ce trebuie să facem în fiecare seară, știu că are creativitate, am și eu bucuria să-i ofer posibilitatea să fie creativ, să poată să decidă, să poată să scrie, să pună din spusele invitatului pe burtiere și așa mai departe. Deci eu chiar mă simt extrem de în siguranță și îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru emisiune. Și eu îți mulțumesc. Și celorlalți colegi, bineînțeles, care sunt acum cu noi și datorită cărora ne vedem. Adrian, nu pot să nu lăsăm un off din a șapte, după care pregătim în două minute să ne răspunzi la 21 de întrebări, numit Blitz Portrait. Hai să vedem niște imagini cu a șapte. Așadar, Adrian, ești gata? Sunt, nu sunt, asta e. Asta e, n-avem ce să facem acum. Ce virtute preferi? Sinceritatea. Ce apreciezi cel mai mult la un bărbat? Verticalitatea. Dar la o femeie? Feminitatea. Care crezi că e principala ta trăsătură de caracter? Seriozitate. Așa este. Dar știți că nu e, adică e și zâmbitor, nu e doar foarte serios. Ce înseamnă a fi fericit? A face ceea ce vrei, ceea ce îți place. Deci tu ești dovada faptului că se poate lucrul ăsta și la 40 de ani, da? Da, se poate oricând. Trebuie doar să îți dorești suficient de mult. Dar a fi nefericit? Să nu faci ce îți dorești. Ce culoare preferi? Verde. Ce floare preferi? Liliac. Scriitor român preferat? Scriitor român preferat... Slavici. L-am descoperit și eu de curând, nu de foarte mult timp. Nu-l suportam în liceu. Nicio. Compozitor român preferat? Compozitor român preferat... Adrian Enescu. Bun. Poetul român preferat? Minulescu.
Dacă ai crezut că ar fi putut să fie mai mult decât ce a fost, te-ai înșelat. N-a fost decât un început de nebunie de care întâmplător ne-am vindecat. Bravo. Erou sau eroină în viața reală? Mama mea. Ce drăguț. Ce urăști cel mai mult? Ipocrizia. Personaj istoric care îți displace? Hitler. Unul care îți place? Care îmi place. Alexandru Ioan Cuza. Super. Față de ce greșeli ești mai tolerant? Mă gândeam că o să ajungem la întrebarea asta și ai avut un invitat care odată care a răspuns așa pe sufletul meu și care a spus față de ale mele. Foarte tare. Ce carte ai citit ultima dată? Ce carte am citit ultima dată? Am citit cartea colegii noastre Arlechinu, colegii noastre Natasha Lina Culea. Super, super. Ai un motto preferat? Da, păstrează lucrurile simplu. Keep it simple. Pleci într-un concediu, într-un loc fără semnal la telefon. Ce cărți iei cu tine? Trei. Trei. O să iau Legendele Olimpului. O să iau o carte care mie mi-a plăcut foarte mult, Portretul lui Dorian Gray. Oscar Wilde. Da. Și poate o să pară clișei că sunt așa, aș lua Biblia. Foarte drăguț. Cine este Iisus Hristos? Pentru mine este Mântuitorul nostru. Mulțumesc foarte mult, Adrian Stoica, în această seară. O revelație pentru sufletul meu și sper că și pentru al dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Colegul nostru, producătorul emisiunii Știrea Cea Bună și al altor emisiuni de la 7 TV, a fost împreună cu noi. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire mâine seară la o nouă întâlnire în direct. O seară minunată, îți mulțumesc, Adrian. Mulțumesc și eu. Acest program a fost